Bine v-am găsit la Expert News. În această ediție aflați despre prima cameră video care poate filma o realitate virtuală, despre ce surprize pregătește Apple, dar și despre tastatura perfectă pentru utilizatorii înrăiți de emoticoane. Posibilitatea de a vedea în jurul tău o realitate virtuală doar îmbrăcând o pereche de ochelari nu mai este o noutate pentru 2015. Însă majoritatea dispozitivelor de acest tip îți oferă doar imagini statice. Ei bine, compania Lytro vine cu un dispozitiv luat din viitor. Lytro Emerge este prima cameră video care înregistrează conținut video virtual cu care poți interacționa. Asta înseamnă că această cameră captează orice rază de lumină din jurul ei, creând un video de 360 de grade, care după ce este prelucrat devine un teren virtual în care te poți mișca și interacționa cu diferite lucruri oriunde nu te-ai afla. Această tehnologie, după cum spun cei de la Lytro, va revoluționa viitorul cinematografiei, dar și ideea noastră despre cum ar putea arăta excursiile noastre în viitor. Pentru anul viitor, Apple pregătește o surpriză celor care tânjesc după telefoanele mici. Potrivit noilor zvonuri, pe lângă iPhone 7, Apple vrea să scoată pe piață un smartphone cu dimensiunile lui iPhone 5 și 5S, care avea o diagonală de 4 inci. Acesta urmează a fi făcut pe baza lui iPhone 6S, aceleași materiale, aceleași specificații. Acest pas poate fi unul destul de real, mai ales că până la generația 6, iPhone-urile erau unele din puținele smartphone-uri premium de dimensiuni mici. În ultimul timp, emoticonurile sunt o parte destul de importantă în conversațiile noastre pe online. Problema este că ele sunt foarte multe și e greu să-l găsești repejor pe cel de care ai nevoie. EmojiOrks este o tastatură care îți aduce toate emoticonurile la vârful degetelor. Această tastatură Bluetooth se poate conecta la orice dispozitiv Android, iOS și calculator de masă, iar cu ajutorul unui soft instalat poți insera orice emoticon dorești cu o simplă apăsare. Fiecare tastă are până la 3 emoticonuri și îl poți alege prestabilit pe cel pe care îl dorești. Această invenție interesantă ajunge până la $100 în dependență de câte emoticonuri dorești pe tastatură. Sperăm că noutățile de astăzi au fost pe placul vostru. Dacă e așa, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de pe YouTube, să puneți like, să faceți share și să comentați pe Facebook. Cu voi a fost Rodica, pe curând!